Salutare tuturor și bine ați dat buzna pe canalul meu! După cum am promis în episodul precedent, astăzi voi face o prezentare mai detaliată a studioului cu prețuri și link-uri de unde puteți achiziționa aceste echipamente. La final voi face și un total, astfel vă veți face o idee despre bugetul necesar unui astfel de proiect. Și spun proiect deoarece eu așa l-am considerat de la bun început, un proiect pe termen lung ce s-a întins pe o perioadă de 3 ani în care m-am documentat, am căutat și am așteptat ofertele cele mai bune. În ultimii 3 ani nu am achiziționat doar echipamente, ci am investit foarte mult și în programe, licențe și sisteme de operare. Astfel, pasiunea mea pentru muzică a devenit una super legit, neavând programe piratate sau crăcuite în PC. Totuși, trebuie să țineți cont că acest studio este realizat acasă și se încadrează în categoria semi-pro, dar asta nu înseamnă că rezultatul final nu poate fi unul excepțional. Înainte de a începe, vreau să vă spun că nici eu nu știu exact suma totală și sunt la fel de curios ca voi, dar oricât am investit în acest studio, consider că se merită fiecare bănuț, mai ales dacă și voi sunteți extrem de pasionați de muzică, așa cum sunt eu.
se pare că am investit doar pe echipamentele muzicale în jur de 10.500 de lei. Dar această sumă nu reprezintă investiția totală, deoarece nu am pus la socoteală și programele, licențele și sistemele de operare de care v-am povestit mai devreme. Așadar, în episodul următor o să vă prezint lista de programe și valoarea fiecăruia în parte. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, un share și nu uitați să vă abonați, iar dacă vreți să dau și eu buzna peste voi, apăsați clopoțelul pentru notificări. See you soon!